Vă rog să luați poziție pentru intonarea imnului de stat al României. Mulțumesc! Hristos a înălțat! Stimate domnule prefect al județului Bacău, stimate domnule vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău, stimate domnule deputat Dunava Costel Nepulai, stimate domnule președinte al filialei Cultul Eroilor județul Bacău, preacucernice fețe bisericești, onorat Consiliul Local, onorată audiență, stimați invitați, dragii mei concetățeni. Vă spun, unora bine ați venit, altora bine ați revenit în, spun eu, cea mai pitorească și frumoasă comună a județului Bacău. Comuna Guravăi, comună de răzeși autentici, cu o istorie îndelungată, care a punctat prin prezență la fiecare eveniment istoric și a condus spre crearea României moderne. Astăzi, întâmplarea face să ne aflăm în cel mai mic sat, și numeric, și ca întindere, din cele 6 ce compun Comuna Guravăi. Paradoxal, nu? Cel mai mic sat să ofere țării cel mai mare erou local al nostru. În ziua de 7 octombrie 1915, la o aruncătură de băzi de aici unde stăm astăzi, se năștea al 9-lea fiu al Ioanei și lui Teodor Turturic. Sublocotenent în armata română, Gheorghe Turturic. Născut în 1915, cântecul de leagăn pe care la vârsta de un an l-a auzit, cânta nu foarte departe de aici. Cânta undeva pe Coșna, pe Oituz, pe Cireșoaia, la Pralea, acolo unde sutele de bombe ale primului război mondial cădeau neîncetat, cântând
un marș funebru. Cei 28 de ani pe care i-a trăit sunt oarecum sub semnul războiului. A trăit în perioada interbelică, foarte scurt timp, s-a format ca om în această perioadă, iar istoria ne spune câteva lucruri, registru prăfuit al istoriei, să știți, pentru că nu am găsit mare lucru despre el ca om. Brava armată română era împinsă în cele mai dificile puncte de către armata sovietică pentru a deschide, într-adevăr, drumul. La 28 de ani, pe 7 septembrie, undeva în județul vecin, Covasna, comuna Ilieni, sat Doboli de Jos, sub locotenentul erou Gheorghe Turturică, comanda grupa de soldați pe care o aveam sub ordine. Aceștia întâmpină o rezistență nemai întâlnită până atunci din partea trupelor maghiaro-germane, care contraatacă cu o formație de tancuri, celebrele tancuri Panzer, aducătoare de moarte. Pentru că își vedea camarazii decimați unul după altul, iar înaintarea tancurilor părea de neoprit, la un moment dat, omul pe care astăzi îl omagiem, decide să ia o tolbă de grenade, mai ia o altă grenadă în cealaltă mână, urcă pe tancul aflat în mișcare, deschide chepengul și hotărăște să arunce tolba cu grenadele activate și pentru a fi sigur că își atinge scopul, acoperă gura turelei cu propriul corp. Evident, urmările le avem astăzi, le știm, le cunoaștem. Trupul bravului erou a fost sfârtecat. Pe seară, camarazii lui de luptă îl aduc și îl înmormântează în comuna Ilieni, sat Doboli de Jos, cu onorul militare, confirmă registratura istorică armate. Efectul imediat al faptelor sale se vede a doua zi, pe 8 septembrie, când toți creștinii sărbătoresc Sfânta Maria Mică, Sfântul Gheorghe este eliberat. Subordonatul lui, caporalul Arambașa, din divizia Tudor Vladimirescu, intră în Sfântul Gheorghe în jurul orei 10 și pe primăria din Sfântul Gheorghe arborează drapelul României spunând în memoria sublocotenentului Gheorghe Turturic. Dragilor, aducerea acasă a eroului nostru local și național deopotrivă l-aș considera un moment zero pentru istoria comunei noastre. Sacrificiul celui ce a fost Gheorghe Turturică să ne servească drept exemplu de unitate, de umanitate, de jertfă și solidaritate. Să ne crească stima de sine, nouă, guravăienilor, că suntem descendenții ai unui oameni de mare valoare, care au crezut în două mari principii, patria și credința. Să înțelegem că guravăieni, pătrășcăneni, motoceșteni, păltinețeni, temelieni, dumbrăveni și căpeteni una sunt și au rădăcini în mari oameni ai patriei, care au săvârșit grandioase fapte de vitejie, iar pentru asta avem sfânta datorie să-i cinstim și să le călcăm pe urme. Hristos a înălțat și glorie eternă eroilor patriei. Așa cum am promis, un sobor de preoți este pregătit să întocmească slujba de sfințire a monumentului și slujba pentru preotul erou Gheorghe Turturică, fapt pentru care îi invit să curceană. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și vecii vecilor. Înălțatul te-ai într-o slavă, Hristoase, Dumnezeu nostru, bucurie făcând ucenicilor tăi cu făgăduința Duhului Sfânt, încredințându-se ei prin binecuvântare că Tu ești Fiul lui Dumnezeu,
izbăvitorul lumii. Spunem cu toții, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Părere Martire, miliește-te noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Părere Martire, miliește-te noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Părere Martire, miliește-te noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-te noi. Doamne, curățește păcatele noastre, să se iartă păcatele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne cu mințele noastre, cel Sfântul Rău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viteaz. A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm! Doamne Dumnezeu nostru, cel ce cu puterea Ta l-ai zidit pe om, din care ai întemeiat neamul omenești cu înțelepciunea Ta o cărmuiești popoarele, ridicând din rândul lor bărbați înțelepți și pricepuți, care să le lumineze și să le conducă spre a face voia Ta, spre binele lor. Auzi-ne pe noi, cei ce m-a adunat astăzi în jurul acestui monument, că ce s-a ridicat într-o pomenirea marelui erou, ce este pomenit Gheorghe Turturică, fiu al neamului nostru românesc și al comunei acestea, rânduit de Tine să-ți fie conducător în zile bune și povățuitor în zile grele. Ne rugăm Ție, Doamne Dumnezeu nostru, scrie numele Lui în cartea aleșilor Tăi și precum de demult ai rânduit să se așeze semne din piatră spre aducerea aminte de faptele mari săvârșite de aleșii poporului Tău în numele Tău, așa și acum binevoiește a întări și binecuvânta acest monument spre veșnică pomenire a robului Tău, Gheorghe Turturică, și a faptelor lui vrednice de urmat, iar poporului nostru ajută-i ca sub purtare de grijă, necotenit să propășească pe calea binelui, slăvindu-te pe Tine, Dumnezeul părinților noștri, că Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Miluință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește. Și cu Sfântă Crucea Ta păzește pe poporul Tău. Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește. Și cu Sfântă Crucea Ta păzește pe poporul Tău. Ești, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește. Să binecuvintească, sfințește monumentul eroilor neamului românesc și sublocătenentului Gheorghe Turturică, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Asupra cerului.
rugăciunii, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ne rugăm pentru odihna sufletelor fericiților într-o adormire, eroi, ostași, luptător român din toate timpurile și din toate locurile, care s-au săvârșit pe câmpurile de luptă în lagre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întrecerea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român și pentru robului Dumnezeu Gheorghe, cu tot neamului ce l-a dormit și toți eroii neamului nostru și toți eroii din comuna aceasta, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde dreptii se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor. De la Hristos împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cere Domnului să ne rugăm. Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul, care-i călcat moartea și pe diavol ai surpat și lui viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele fericiților într-o adormire, eroi ostași și luptător român din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertate și demnitatea poporului român. Odihnește, Doamne, loc luminat, loc verdeață, loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeli au săvârșit ei în această viață, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta e dreptate în viață și cuvântul tău este adevărul. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Tu ești mierea și viața și odihna a dormiților robilor tăi și a robului tău, Gheorghe Turturică, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață păcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfântule Doamne, Dumnezeu nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea cărui miloste nemăsuratul și iubire, Doamne, atât neajunsă, Dumnezeu puterilor care ce sfăram războaie cu braț în acela ce prin negrăita întrupare și prin pătimirea de bunăvoie a unui a născut Fiului Tău, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, ne-a arătat că totdeauna după jertfă urmează biruința și după cruce înviere, auzi-ne pe noi care ne rugăm acum puterii și bunătății Tale, pentru ca prin puterea Ta să păzești neamul nostru omenesc. Călăuzindu-L din biruință în biruință și din slavă în slavă, iar prin iubirea Ta de oameni, să rânduiești în ceata aleșilor Tăi sufletele sub locotenentului Gheorghe Turturică și sufletele celor ce pentru credință și patrie s-au luptat în chip strălucit și au căzut eroi. Sufletele acestora, ca un nor de martori, ne stau înainte și locurile unde odihnesc osemintele lor păzesc hotarele pământului patriei, iar cinstitul lor sânge a dat pe vlăstarul libertății noastre. Pentru aceasta dezleagă-i și iartele lor orice au greșit cu fapta, cu vorba și cu gândul, ca precum pe pământ au fost socotiți în ceata celor aleși, așa și în cer să-i numere noastea sfinților mucenici. Și precum s-au arătat cinstiți de către oameni, așa și înaintea Ta, Dumnezeule, să fie așezați cu sfinții, ca acești ostași, viteși, purtători de biruință, lupta cea bună au luptat și calea vieții au săvârșit-o. Pentru aceasta, dreptule judecător,
dăruiește-le în schimb cununa dreptății. Iar nouă, celor ce datorită lor trăim acum liberi, dăruiește-ne, Dumnezeule, pururea să pomenim jertfa lor cea mare și privind înfăptuirile făurite prin lupta lor, să le urmăm vitejia. Caută, Doamne, din cer, de pe tronul slavei tale și pentru jertfa înaintașilor noștri, binecuvintează acum pe binecredinciosul popor de pretutindeni, pe conducătorii săi și pe armata țării noastre, dăruindu-ne biruința asupra celor potrivnici, bună sporire, îmbelșugare și pace, că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre și Ție slavă Ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Într-o fericită adormire veșnică odihnă pe Doamne, sufletului adormitului robului Tău, eroul Gheorghe, cu toate neporturică, cu toate neamul lor și l-a adormit, eroi neamului nostru românesc și nefălor Doamne, veșnică pomenire Hristos. Veșnică pomenire. Aleluia din morți, cu moartea pe moarte cărgând și celor din morminte viață dăruindu-le. Pomenirea Lui din neam în neam și fă pomenire. Veșnică pomenire. Veșnică pomenire. Veșnică lui pomenire. Cu drept să mă iar pe noi să ne numească ca un bun și oameni iubitori. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos s-a înălțat. Iubiți români, ne aflăm în curtea bisericii cu hramă Sfinții Împărați Constantin și Elena, dar mai ales a Sfintei Treimi, pe care o slăvim și o cistim. Și iată astăzi, în această zi binecuvântată de înălțarea Domnului, suntem în acest loc binecuvântat. Este un moment unic, plin de har și plin de emoție. Pe aceste locuri mioritice, unde se vede și se simte că ei, fiii neamului nostru sau nepoții eroilor din primul război mondial, și din al doilea război mondial au reușit să facă astăzi această lucrare sfântă de repatriere sau readucere în sufletele noastre, dar și în văzul nostru a celui ce a fost Gheorghe Turturică. Suntem în anul 2023, anul centenar al eroului necunoscut. Nu se putea serbare mai frumoasă decât aceasta, parcă ne regăsim cu toții în amintirea copilului care în anul 2023 și-a ales al patrulea sicriu și noi astăzi am ales să fim aici cu Gheorghe Turturică să-l pomenim și să ne rugăm pentru dânsul. Iată un lucru cu totul și cu totul de suflet. Felicităm inițiativa primarului Silviu, pe care îl consider un prieten al eroilor și al eroului Gheorghe,
a dumneavoastră și a tuturor celor care au simțit astăzi să se regăsească în această identitate a faptului că noi suntem români și trebuie să ne întoarcem de unde am fi spre casă. Iată, și sub forma aceasta este un exemplu viu de erou care ne învață să fim alături unii de alții. Mai ieri era aici la Onești o donare de sânge și ei sunt eroi, cei care dau o picătură de sânge pentru fratele său, pentru sora sau omul aflat în suferință. Și cel care ajută pe un om orfan și pe cel care este nebăgat în seamă este un erou. Dumneavoastră sunteți eroii zilei de astăzi, pentru că astăzi ați făcut ceva cu totul special. L-ați rugat pe Dumnezeu și iată, ați făcut o minune. Aceea că dacă astăzi în Onești, eu vin din mănăstirea Cașin, plouă cu găleata, aici este soare, parcă Dumnezeu ne zâmbește tuturor. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Din partea noastră a preoților ne bucurăm că ați ales acest câmpei de loc binecuvântat în curtea bisericii, grădinița lui Dumnezeu și a Sfintei Trăimi, și l-ați așezat aici un monument atât de frumos. Felicităm armata, instituțiile locale și centrale, instituția prefectului și toți cei care sunt aici de față. Vă mulțumesc! Am ținut, domnule primar, să spun acest cuvânt pentru că și eu, și se poate verifica, de când am cunoscut despre această personalitate, sunt născut tot pe 7 octombrie. Și lucrul acesta mi-a dat o reală emoție. De aceea și eu sunt unul din cei care îl cinstesc pe omul acesta, pentru că simt că în suflet este cu adevărat un român. Iar ceea ce a făcut Consiliul Local prin dumneavoastră este cu adevărat o faptă eroică. Vă felicităm pe dumneavoastră, pe toți cei care v-au ajutat și din județul vecin și mai ales armata care îl însoțește. Hristos s-a înălțat! Mulțumim! Vă mulțumesc din suflet pentru cuvinte, Părinte Protopop. Mulțumim că ați fost alături de noi astăzi așa, într-un mod excepțional, cu un sobor de preoți impresionant. Și vă mulțumesc în primul rând pentru deschiderea care ați dat dovadă de la începutul demersului până astăzi. E bine să ai și prieteni când faci demersuri de astea, că dușmani găsești destui. Vă spun de proprie experiență, pentru că 2 ani m-am chinuit să-l aduc acasă. Și atunci când ai nevoie de ajutor, ai nevoie de sprijin, ai nevoie de un telefon, dai telefon la prefectură. Îl invit să ia cuvântul pe domnul prefect al județului Bacău, Lucian Bogdanel. Bună ziua tuturor! Salut comunitatea Gura Văii și pe toți cei adunați aici, pentru că comemorăm Ziua Eroilor Neamului și totodată e o mare sărbătoare creștină în Înălțarea Domnului. Vă rog să ținem un scurt moment de reculegere pentru toți eroii neamului românesc. Mulțumesc! Dragă domnule primar Silviu Tinei, Silviu, dragi invitați, distinși oaspeți, preacucernice Părinte Protopop Bărgăoanu, preacucernici părinți, dragi locuitori ai comunei. Se referea Părintele Bărgăoanu la amintire și, pe bună dreptate, ce suntem noi de fapt? Cred că suntem modul în care rămânem în amintirea celorlalți care urmează după noi. Sublocotenentul Turturică a avut nevoie de 80 de ani ca cineva din conducerea comunei Gura Văii să-și amintească de el, să-și amintească de el. Și astăzi, distinsul vostru primar,
prietenul meu Silviu, ne-a oferit tuturor o lecție de istorie. Readucând în frumoasa și pitoreasca voastră comună, Silviu, pe bună dreptate, ostenitele unui erou al comunei dumneavoastră, care cu prețul propriei vieți a oprit înaintarea germană, iar orașul Sfântul Gheorghe a fost cucerit de trupele române. Este o mare lecție pe care astăzi ne oferă primarul Silviu Tinei. Și totodată o reparație în ordine religioasă, pentru că același sublocotenent Turturica nu a avut parte de o slujbă de mormântare. I-am făcut-o noi astăzi aici, alături de preacucernicii părinți. De ce sunt importanți eroii neamului? Sunt foarte importanți pentru că noi trăim niște vremuri tulburi, dragi guravoieni, vremuri tulburi în care parcă ni se cere cumva să ne uităm trecutul sau să-l ștergem și să-l trecem cumva sub tăcere, ca și cum n-ar fi existat, ca și cum am apărut de undeva din senin. Și exemplul pe care îl avem astăzi aici de lecție de istorie și reparație religioasă confirmă că nu suntem veniți de nicăieri, că avem un trecut al nostru și că ceea ce avem astăzi, România în care trăim, Guravăi în care trăim, este expresia unui sacrificiu făcut de înaintașii noștri și a eforturilor depuse generație cu generație, care, cărămidă peste cărămidă, prin puterea exemplului, prin exemplul sacrificiului făcut, au construit România în care trăim noi astăzi. Eroii ne aduc la oaltă, iată. Sublocotenentul Turturică ne-a adus pe toți la oaltă, indiferent de, știu eu, simpatii, antipatii, mai bătrâni, mai vârstnici, mai tineri. Și ne-a adus la oaltă pentru că, prin exemplul său de dăruire de sine, reprezintă pentru noi toți, aș îndrăzni să spun, dragă Silviu, o lumină călăuzitoare în prezentul învolburat pe care îl parcurgem și pe care îl trăim nu doar în România, ci peste tot în toată Europa. N-aș vrea să vă răpesc prea mult din timp, întrucât stăm sub soarele ăsta dogoritor și plăcut, deopotrivă, și cred că dacă este să ne gândim la sacrificiul făcut de acest brav reprezentant al comunei dumneavoastră, câți dintre noi oare te-am aruncat într-un tank cu o tolbă de grenade și cu prețul propriei vieți? Foarte puțin. Cred că e imposibil să reproducem un asemenea gest. Este foarte greu să ne ridicăm la înălțimea unui asemenea exemplu de sacrificiu. Dar putem încerca. În viețile noastre de zi cu zi. Putem fi mai buni unii cu alții. Putem fi mai atenți la nevoile semenului, la problemele cu care se confruntă el. Putem da o mână de ajutor când situația cere această mână de ajutor. Într-un cuvânt, putem fi aproape unii de alții, împreună la greu. Iar eu, dragă Silviu, cred că asta este marea lecție pe care eroul vostru al comunei, sublocotenentul Gheorghe Turturică, ne oferă nouă tuturor și eroii neamului, deopotrivă. Și cred că pentru asta, atât eroul comunei Guravăi Turturică, cât și eroii neamului românesc, reprezintă ceea ce numim modele în viață. Dumnezeu să-l odihnească pe sublocotenentul Gheorghe Turturică și să cinstească într-o gloria sa eternă eroii neamului. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumesc din suflet, domnule prefect. Știu că programul dumneavoastră astăzi era unul extrem de încărcat. Sunt locuri în județul Bacău, probabil, unde trebuie să mai ajungeți, locuri mult mai celebre decât dealurile frumosului Motocești. Dar vă mulțumesc că v-ați făcut timp să ne onorați cu prezența. Mai am prieteni. Prieteni care mereu mă întreabă: hai, spune-mi cu ce te pot ajuta. E omul mult mai pragmatic, mult mai rapid, dacă ar putea face lucrurile cel puțin la fel de repede pe cât aș vrea eu, pe repede înainte, cum se spune.
e la nivelul județului și tot timpul comunic cu el atunci când barierele birocratice reușesc să mă scoată din minți. Îl avem alături pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău, domnul Gelu Pamfil, un umeștean aproape de Gravăi, pe care îi dau cuvânt. Hristos a înălțat și mulțumesc pentru cuvintele frumoase, domnule primar. Dragi invitați, onorată asistență, ziua de astăzi, atât de plină de semnificație religioasă, este strâns legată și de o sărbătoare laică, am putea spune, pentru că sărbătorim deopotrivă înălțarea Domnului, dar și ziua eroilor. Este un moment unic în care ne înălțăm și noi sufletele către taina ridicării Mântuitorului la cer și mințile într-o aducere aminte a celor mulți, cunoscuți sau necunoscuți, care au făcut sacrificiu suprem pe câmpurile de luptă, apărând valorile care ne-au dat ființă nouă celor de azi. Aducerea minte este mai mult decât o datorie morală. Este un act fundamental pentru memoria eroilor, pentru că gândurile noastre de pomenire împiedică neființa. Ne aducem aminte de eroi și îi salvăm de praful uitării. Fie că ne gândim la luptele purtate pentru cucerirea independenței, la cele duse pentru unirea tuturor românilor, la războaiele care au măturat ordinea lumii, să nu uităm că în toate greu a fost purtat de înaintași asemeni nouă, oameni de altfel cu rosturi obișnuite în timp de pace, cu părinți, copii, cu griji, necazuri, bucurii trăite în fiecare zi. Dar în vremea tăvălugului de lupte, acești oameni obișnuiți se transformau. Conștiințele lor se uneau într-una singură. Voințele deveneau una. Forțele fiecăruia se înglobau într-o singură voință. Oamenii deveneau eroi cu o singură conștiință, a neamului românesc, cu o singură voință, aceea de a-și apăra pământul, cu orice preț, chiar cu cel mai mare preț, cu o singură forță, cea a unei națiuni unite. Eroii cunoscuți sau necunoscuți, prin faptele lor, sunt extraordinare lecții de viață pe care nu avem nicio clipă dreptul să le uităm. Pentru că aceste fapte poartă suflul a tot ce înseamnă rădăcinile noastre. Solidaritate, curaj, libertate, credință în Dumnezeu. Să ne gândim un moment la ce înseamnă aceste cuvinte. Pentru fiecare dintre noi, să încercăm să trăim viața de zi cu zi în spiritul lor și în felul acesta suntem cu un pas mai aproape de ființa noastră. Ființa noastră de români autentici, care răzbat cu capul sus vitregiile vremurilor. Dumnezeu să-l ocrotească și să-l așeze acolo unde știe mai bine pe eroul Turturică și să aibă grijă de toți eroii neamului. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte, și continuăm pe linia locuțiunilor în direcție mai spre București. La un moment dat și la Bacău, să știți că se blochează lucrurile. Și atunci când se blochează lucrurile la Bacău, trebuie să mergem la București. La vremea când am inițiat demersul, am trimis o adresă către primăria Ilieni, la care nu am primit răspuns, probabil nu cunoșteam la vremea respectivă dialectul locului, și am fost nevoit să apelez iarăși la un bun prieten al comunei Gravăi, și îl invit lângă mine pe domnul deputat Costel Nicolae Dunapa, cel care a deschis calea acestui demers, ne va povesti de însu cuplu. Hristos a înălțat, dacă cerințe părinte protocol, să știți că atunci când se adună oamenii buni, răsoare soarele. De asta este soarele aici la Gravăi. Domnule prefect, domnule vicepreședinte de Consiliul Județean, dragă Silviu, dragul meu prieten, Silviu, mă sună într-o zi Silviu și mă întreabă domnul deputat, am o problemă, dacă mă puteți ajuta. Zic, ce s-a întâmplat, Silviu? Și a început să-mi explice istorioara,
ceea ce își dorește el, faptul că există un erou în comuna Guravăi, satul Motocești, și practic un erou al județului Bacău, cunoscut, care se află îngropat pe mileagul străinii. Și atunci am început și eu demersurile, nu vă pot spune cum, am apelat și la un prieten. A reușit ca primarul din comuna Ilieni să răspundă la adresa lui Silviu și după aceea, prin continuarea demersurilor legale, s-a ajuns până aici. Iată că de ziua eroilor, care a fost stabilită prin decret legal în 1920, avem aici un eveniment, vreau să spun, cu dublă semnificație, dar chiar cu triplă semnificație. În primul rând, pentru faptul că, așa cum a spus Nicolae Iorga, un popor care nu-și cunoaște istoria este ca un copil care nu-și cunoaște părinții, și am reușit astăzi, la inițiativa lui Silviu Timei, să aducem înapoi în comună pe părintele nostru, pe care îl comemorăm astăzi împreună cu ceilalți eroi ai neamului românesc, care au luptat și în războiul de independență, și în primul război mondial, și în al doilea război mondial, și la Revoluție. Și datorită cărora reușim noi astăzi să trăim în pace, prosperitate și liniște. Datorită acestor eroi, am reușit în 2004 să aderăm la NATO, am reușit în 2007 să aderăm la Uniunea Europeană și vom reuși cu siguranță în viitorul nu foarte îndepărtat să aderăm la spațiul Schengen. De ce este cu triplă semnificație? Că poate o semnificație pe care noi nu ne dăm seama este că acești eroi și-au dat viața pentru ca noi să facem ceva în urma lor. Și asta s-a întâmplat în comuna Guravăi în niște ani. De când l-ați ales pe Silviu Timei primar, s-au mișcat lucrurile în Guravăi datorită felului de a fi, datorită faptului că este un tip conciliant, datorită faptului că știe să colaboreze cu echipa PSD din județul Bacău, așa cum v-ați spus și cu domnul prefect, și cu domnul subprefect, și cu domnul vicepreședinte de Consiliul Județean, și cu domnul președinte de Consiliul Județean, care ar fi dorit, Valentin Ivancea, care ar fi dorit să fie astăzi aici, dar din păcate a apărut un eveniment neprevăzut și nu a reușit să ajungă, care împreună cu noi toți am reușit să mișcăm lucrurile și le vom mișca în continuare. Poate noi în ziua de azi nu ne dăm seama ce a însemnat sacrificiul acestor eroi pe care îi comemorăm astăzi. Vreau să zic că m-am întors aseară din Azerbaidjan, din zona Karabakh. Am fost într-o zonă care a fost prejurită de 30 de ani de război. Nu vă puteți imagina cum arăta acea zonă. Case fără acoperișuri, înconjurate de copaci. Cum ar fi fost astăzi dacă nu ar fi existat acești eroi care să se sacrifice pentru noi, să avem un război de lungă durată și să fim într-o asemenea situație? Nu știu dacă vă imaginați ce înseamnă eforturile de reconstrucție după un asemenea război. Pentru că astăzi noi trebuie să cinstim și generațiile care au reconstruit România după aceste războaie. Nu știu dacă vă dați seama ce înseamnă eforturile de curățare a zonei, de eliminare, financiare, logistice și așa mai departe. Silviu, fiind un prieten, așa cum v-am zis, știe foarte bine aceste chestiuni, pentru că în puținul timp liber pe care are, nu știu dacă dumneavoastră știți, este un pasionat de istorie și colindă aceste dealuri, așa cum le-am colindat și în copilărie, pentru că am copilărit aici aproape la Drăgușan Parava, cu detectorul de metale, și descoperă diverse relicve și din primul război mondial și din al doilea război mondial. Mai multe despre acestea vreau că va povesti deja Silviu și o să vă mai povestească în continuare. Dragă Silviu, felicitări! Să dea Dumnezeu să luți așa în continuare. Te felicit că te preocupi atât de administrație și de istorie și de cultură acestor locuri.
și vreau să te mai felicit încă o dată, pentru că nu știu dacă un asemenea eveniment a mai fost organizat cel puțin în ultimii 50 de ani în județul Bacău. Felicitări, Hristos a înălțat, Doamne ajută și să ne revedem sănătoși! Mulțumesc, domnule deputat. V-am spus că avem echipă, avem prieteni și lucrurile ușor, ușor, zic eu că de astăzi încolo, prin aducerea eroului acasă, pământul comunei Guravăi îl va primi așa cum se cuvine și vom avea mult mai mult spor în toate. Pentru că, în primul rând, ne respectăm istoria. Dar dacă ne respectăm istoria, trebuie să o transmitem prin viu grai, prin exemplu, și generațiilor viitoare. Vreau să prezint următorul moment. Este momentul școlii gimnaziale numărul 1 Guravăi, cu elevi din toate cele trei școli. Mulțumesc, în primul rând, cadrelor didactice, doamnei director, care au lăsat la o parte alte tipuri de probleme, care au legătură strict cu serviciul lor și cu drepturile dumnealor și pentru ziua eroilor, pentru eroul sublocotenent Gheorghe Turturică, s-au pregătit cu monumente. Vreau să mulțumesc domnului profesor Mărinici. E o mare câștig pentru comuna Guravăi. Tânăr, ambițios, cum îmi place mie. El n-are importanță, n-are timp, el știe da. Și atât, e cam ca mine, așa. Da. Eu m-am mai domolit după 2 ani jumate de mandat, dar mie îmi place de el că noi suntem pe repede înainte amândoi, la el e da oricând. Fapt pentru care, domnul profesor, în aplauzele noastre, vă doresc succes. Și cușma pe urechi. Ne dase nume de curcani, un hâtru bun de glume. Ne-am schimbat lângă Balcani, poreclă în renume. Din când de acasă, de la plug,
plecat am astăvară, ca să scăpăm de tuși de jug, sărmana scumpa țară. Așa ne spuse în graiul său, sergentul mătrăgună, iar noi ne-am dus cu Dumnezeu, ne-am dus cu voie bună. Trei doamne și toți trei, de George Coșbuc. Avea și dânsul trei feciori și au plecat toți trei deodată la tabără. Sărmanul tată și gris pe dânsul ce fiori, când se gândea că-i greu războiul, n-ai timp să simți că mori. Și nu trecut au după luni și a fost de veste lumea plină, că steagul turcului se închină și mândrii codrului păuni, românii au izbrăvit războiul, că s-au bătut nebuni. Scria în gazetă că s-a dat poruncă să se întoarcă în țară, tot ce-i plecați de astă vară. Și rând pe rând veneau în sat și ieri și astăzi câte unul din cei care au plecat. Și a lui întârziau, plângând de draca se revadă, sta ziua în prag, ieșea pe stradă, cu ochii, zarea măsurând. Și nu veneau și dintr-o vreme gemea bătut în gând. Nădejdea caldă în el slăbea, pe cât creștea de rece gândul, l-a întrebat pe toți de-a rândul, dar nimeni știre nu știa. El pleacă în urmă la cazarmă să afle ce dorea. Căprarul vechi iese în prag. Ce-mi face Radu? El îl întreabă. De Radu este mai cu grabă, că Radu este cel mai drag. E mort, el a căzut la Plevna, în cel din tâi șirag. O, bietul om, de mult simțea că Radu-i dus pe astă lume, dar astăzi când știa anume, el sta în uc și nu credea. Să-i moară Radu, acest lucru el nu-l înțelegea. Blestem pe tine, brat dușman, dar George al nostru cum o duce? Sub lie taică și sub cruce, lovit în piept din iatagan. Dar bietul Mircea, mor și Mircea, prin voi pe la Smirdan. El n-a mai zis niciun cuvânt, cu fruntea în piept ca o statuie, ca un Hristos bătut în cuie, ținea privile în pământ, părea că vede dinainte-i trei morți într-un mormânt. Cu pasul slab, cu ochii beți, el a plecat gemând pe afară și pleticindu-se pe scară, chema pe nume pe băieți și se proptea de slab sărmanul cu mâna de păreți. Nu se simțea de-i mort ori treaz, n-avea puteri să se simțească, el trebuia să se odihnească. O piatră în drum sub un zăplas a pus, înmormântând în palme-i slăbitul său obraz. Și-a stat așa pierdut și dus, era în amiaz și în miez de vară, și soarele a scăzut spre seară, și în urmă soarele a apus, iar bietul om sta tot acolo, ca mort precum s-a pus. Treceau bărbați, treceau femei și uruiau trăsuri pe stradă. Soldați treceau făcând paradă și atunci deștept privi la ei și-și duse pumnii strânși la tâmple. Trei doamne și toți trei! Un cântec de
aminte ale laurilor foi, spre a fi mai dulce somnul fericiților eroi. Ridicați pe piramida nemuririi faima lor, scriți în cărțile de aur cântecul nemuritor. Pe copii la sânul vostru alintați-i cu acest cânt, povestindu-le cu fală al eroilor avânt. Dezveliți tot adevărul și le spuneți tuturor cum muriră frații noștri pentru neam și țara lor. Și pe sacrele morminte puneți lacrime și flori, spre a fi mai dulce somnul miilor de luptători. Presărați pe piramida nemuririi faima lor, scrieți în cărțile de aur cântecul nemuritor. Eroi au fost, eroi sunt încă, tezorii Calascu. Noi suntem undeva, în iarba moale, în spicul copt, în țarna ferbinte, în munți, cu mândrele poeni la poale. Noi n-am murit de tot, luați aminte, noi stăm și astăzi strajă delungată, sus, sus, la ale veșnicie porți, să aducem iară jertfa neîntinată. Luați aminte, noi nu suntem morți, cum stăm noi jertfă lângă Dumnezeu, de noi se înalță flacăra cea vie, prin care în ceruri amintim mereu că este pe pământ o Românie. Și dacă neamul plânge de nevoi, noi stăm de veche sus necontenit și cerem izbăvire pentru voi, căci numai pentru asta ne-am jertfit. Eu zic să-i aplaudați puțin mai virulent, așa, ca să prindă curaj, să înțeleagă că ceea ce fac bine. Și încă o dată mulțumesc doamnă director cadrelor didactice care s-au ocupat și într-un mod special din partea mea domnului profesor Mărinici Vlăduț. La nivelul județului Bacău și cred că în fiecare județ există o filială, o organizație care are grijă de-a lungul anilor ca memoria eroilor să fie cinstită, așa cum se cuvine. Și îl invit alături de mine pe președintele filialei Cultul Eroilor județul Bacău, domnul președinte Dănuț Voicu. Hristos s-a înălțat! Mulțumesc domnului primar pentru invitație și alegerea acestui moment în ziua de înălțare și ziua în care, la nivel național, am marcat 100 de ani de la mormântul eroului necunoscut. Evenimentul de astăzi, de reînhumare a osemintelor celui care a fost urturică, Gheorghe Sulocotenent, decedat în 1944, nu este singura excepție sau singura problemă aparte a Comunei Gurabăi. În Comuna Gurabăi, pe 14 septembrie 1919, la două zile după ce Societatea Mormintelor Eroilor Căzuți în Război a luat ființă, în satul Pătrășcani, locuitorii cu contribuție benevolă ale Pătrășcanului, ai râpilor și împrejurim, au construit primul monument care se află pe teritoriul actual al județului Bacău. Acel monument, care mi-a confirmat și domnul primar, are însemnați 97 de eroi care au murit, cei cunoscuți. Dar lângă ei e și simbolul crucii la cei necunoscuți. Într-o întâlnire anterioară cu primarul Silviu Tinei, am arătat că deținem și noi un certificat de naștere în copie a eroului sublocotenent Gheorghe Turturică. Surpriza a fost mare că unul din martorii consemnați atunci de notar pe certificatul de naștere era Cosma Tinei. Cosma Tinei era străbunicul actualului primar al Comunei Gurabăi, deci nu a avut de ales, a trebuit să facă acest gest, să ducă la îndeplinire un lucru rar, să aducă moaștele, să aducă osemintele, scuzați-mă, eroului Turturică în locul natal Motocești. Îmi vin în minte cuvintele de pe placa tombală a eroului necunoscut din București, Parcul Carol. Și vă spun de ce. Pe placa tombală este scris că aici doarme fericit întru Domnul, ostașul necunoscut,
săvârșit din viață în jertfa pentru unitatea neamului românesc. Pe oasele lui odihnește pământul României întregite, 1916-1919. Mi-a venit în minte acest epitaf și nu trebuie să-l uităm, pentru că ceea ce se va săvârși astăzi prin reînhumarea osemintelor eroului Gheorghe Turturică și aici, la Mătăcești, va fi un pilon, așa cum numea Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, un pilon de cinstire a eroilor căzuți în toate conflagrațiile din războiul de apărare a României. Nu în ultimul rând, nu durează mult, aș vrea să amintesc tuturor un îndemn al poetului Nichita Stănescu. Nu uitați pe cel căzut în război. Lăsați-i din când în când un loc liber la masă, ca și cum ar fi viu printre noi, ca și cum s-ar întoarce acasă. Deci, pentru el, lăsați să curgă vin pe pământ. Nu-l uitați pe cel căzut în război. Strigați-l din când în când pe nume, ca și cum ar fi viu printre noi. Și atunci el va surâde în lume. Pentru activitatea deosebită și impulsionată de primarul Silviu Tinei, biroul executiv al Asociației Naționale Cultului Eroilor, a hotărât să acorde o plachetă de onoare domnului primar Silviu Tinei, primarul Comunei Guravăi, în semn de aleasă prețuire și respect pentru strădanile depuse care au condus la reînhumarea în pământul natale a sublocotenentului erou Turturică Gheorghe, căzut eroic pe frontul celui de-al doilea război mondial în luptele care au dus la eliberarea Transilvaniei, precum și pentru eforturile dedicate îngrijirii monumentelor închinate eroilor neamului. Înmânăm această simbolă, această plachetă, cu o rugăminte care am discutat-o, să avem cât mai curând o subfilială în Comuna Guravăi, ținând cont că sunteți înconjurat de profesori de istorie, însă dumneavoastră sunteți un pasionat al descoperirilor arheologice, istorice, dar și a istoriei în general. Vă mulțumim! Vă mulțumesc, domnule președinte, vă simt onorat și pot să vă promit că atâta timp cât voi avea destinul administrației din Guravăi, eroi aici nu vor fi uitați. După momente verbale, ca să spun așa, mi-am dorit tare mult un furdui Iancu în comuna noastră. Nu l-am mai găsit, e departe. În schimb, am găsit o voce aproape identică cu cea a marelui interpret. Aș vrea să-l invit alături de mine. Nu e chiar departe de noi. Cunoaște și comuna lui istorie suficientă în materie de primul și al doilea război mondial. Îl prezint pe Tudor Atomi, de la Argăș. O să spuneți dacă seamănă la voce cu furdui Iancu sau nu. Maestre, scena vă aparține. Hristos a înălțat și Doamne ajută, distinși prelați în alte oficialități, prea cucernici și părinți, mă bucur că astăzi, la ceas de mare sărbătoare, am putut să onorez invitația domnului primar de a fi aici, în fața dumneavoastră și în fața eroilor neamului, să-i omagiem așa cum se cuvine. Eu nu știu mai bine decât prin cânte. Doamne ajută și să meargă banda maestră! Cântec istoric ne aduce aminte că-și frații în veci vor fi frați. Un cântec de luptă pătrân ca unirea, voi compatrioți ascultați. Un cântec de luptă pătrân ca unirea, voi compatrioți ascultați. Treceți batalioane române carpații, la arme cu frunze și flori. Așteaptă izbânda, așteaptă și frații, cu inima la plecători.
așteaptă izbânda, așteaptă și frații cu inima la trecători. Ardealul, Ardealul, Ardealul ne cheamă, nădejdea e numai la noi. Sărută-ți copile, părinții și frații, și-apoi să mergem la război. Sărută-ți copile, părinții și frații, și-apoi să mergem la război. Înainte, înainte, cu sabia în mână, hotarul de drept să-l zdobim. Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul, de-o fi să ne îngropăm de vin. Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul, de-o fi să ne îngropăm de vin. Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul, de-o fi să ne îngropăm de vin. Și dumneavoastră, să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul, de-o fi să ne îngropăm de vin. Hai, vrem o melodie acolo. Și dacă tot îi place românului să se înveselească, să vedem. Și așa e românul. Microfonul puțin mai sus, maestru. Haideți cu aplauze!
rugăciune către Dumnezeu. Mă rog acum pentru a mea țară și pentru tine, scump popor iubit. Mă rog acum pentru a mea țară și pentru tine, for you be. Doamne ajută și să dea bunul Dumnezeu ca și anul viitor să dea putere acestor domni și acestor oficialități care se ocupă de bunăstarea comunei și a gospodăririi fiecăruia dintre dumneavoastră și să ajungem și anul viitor să-i omagiem așa cum se cuvine, pentru că ei au pătimit foarte mult pentru noi, pentru pământul pe care ni l-au dat, pentru pământul pe care îl avem sub picioare, pe care îl muncim și pe care ar trebui în fiecare zi să-l sărutăm cu sfințenie, pentru că s-a câștigat cu multă trudă și cu mult sânge. Doamne ajută și Hristos s-a înălțat încă o dată! Mulțumesc din suflet! Am dat greș cu vocea, nu cred, nu? E acolo, nu? E al nostru. Vă promit că o să-l vedeți la următorul eveniment public. Deja oricum am discutat cu organizatorii să-l avem măcar la festivalul absolvenților. Pentru că e o voce care transmite mult, mult sentiment, emoție și e binevenită pe plaiurile Gura Văiei. Mulțumesc de suflet. Vă mulțumesc și Doamne ajută! Există oameni în față și oameni în spate. Oameni care fac lucruri istorice sau pentru istorie cu televiziune, cu presă. Sunt alții care au bătut dealurile astea, cred că de 25 de ani, cu un detector în mână și au avut rezultate extraordinare. Îl avem astăzi printre noi, e cel mai tare detectorist, idolul detectoriștilor de metale. Îl cheamă Vasile Boboc, e din Dofteana. Câte oseminte ați descoperit până acum? Câte? În jur de aproximativ 50 de 50 de soldați morți în războaiele mondiale, găsite pe toată valea frontului, pe care i-a scos la lumină și i-a predat autorităților pentru a fi înhumați așa cum se cuvine. El e Vasile Boboc, de la Dofteana. Astăzi, pe cine vreau să prezint? Vreau să o prezint pe fica lui Vasile, pe Ioana, care vrea musai și musai să ne cânte o melodie. E de la Dofteana, nu-i departe. Aplauze! Hristos s-a înălțat și eu aș zice să dăm drumul la muzica acestui eveniment frumos. Trecută anii chiar 100, Marea Unire nu se uită, că s-a strigat cu voce tare, trăiască România mare, că s-a strigat cu voce tare, trăiască România mare. Transilvania, Moldova, țara românească, România noastră mare, viva să trăiască. 918 a unit pe toți, pe munteni, pe moldoveni și bravii noștri morți. Mergeau la Alba rând pe rând și toți aveau același gând, să se unească frați cu frați, cu toți românii din Carpați. Să se unească frați cu frați, cu toți românii din Carpați. Transilvania, Moldova, țara românească, România.
azi România straie o tare, se îmbracă în strai de sărbătoare și își cinstește robii eroi de un secol îi cinstim și noi. Și își cinstește robii eroi de un secol îi cinstim și noi. Transilvania, Moldova, țara românească, România noastră mare, viva să trăiască! 918 ne-a unit pe toți, pe munteni, pe moldoveni și bravii noștri morți. Sub coroana României s-a făcut unirea și aducem armatei noastre toată prețuirea. N-avem cum schimba istoria, trebuie să știm pentru cine suntem astăzi, toți le mulțumim. Mulțumesc frumos! Bravo. Mulțumesc din suflet pentru prezență. Stai puțin. Pentru că ne apropiem de final, de ultimele momente solemne, vreau să invit părintele paroh a Floare să-i dăruiesc ceva. Donație pentru Biserica Ortodoxă din Motocești. Unde e părintele paroh? Vreau să predau o parte din lucrurile găsite în mormântul de la Ilieni. Atunci o să predau domnului părintele protopop Bărgăoanu aceste obiecte. O să vi le prezint puțin. Avem o tabachieră pe care scrie așa: Amintire 1944. Nu știu cu ce amintire a plecat sub locotenentul erou. Știu că ne-a lăsat nouă o țară. Pe partea cealaltă, divizia Tudor Vladimirescu. Sunt obiecte găsite în mormântul de la Ilieni și au putut fi recondiționate și recuperate. Pentru că erau un tip frumos și o confirmă și poza, era un tip înalt după lungimea femurului care a fost găsit, era, cred că, și un tip cochet, la 28 de ani, avea o oglindă cu două laturi. Și, bineînțeles, pentru că avea un păr frumos, avea un piatră. Vreau să predau simbolic. Cutia cu bunurile pe care le-am găsit în mormânt Bisericii Ortodoxe de la Motocești, să aveți grijă de ele și să le aduceți mereu un pic bani la fiecare cuzor care trebuie. Pentru că urmează momentul introducerii sicrivului cu osemintele eroului surlocotenent Gheorghe Turturică în opera comemorativă de război și mormântul de război, v-aș ruga să vă ridicați, pentru că e un moment extrem de solemn. Thank you.
al Domnului este pământul și plinirea lui și toate câte sunt întrânsul. Se pecetluiește mormântul adormitului eroului robului Dumnezeu Gheorghe Tuturică, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fericită adormire veșnică, odihnă-vă, Doamne, sufletului adormitului robului Tău, eroul Gheorghe, cu tot neamul lor și la adormit eroi neamului nostru românesc, și de călor, Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Și fără, Doamne, veșnică care pune pecetea pe finalul evenimentului. Urmează depunerile de coroane după ce mormântul va fi închis cu placa de marmură. Acum puteți aplauda. Din partea instituției prefectului județul Bacău, va depune o coroană de flori domnul prefect Lucian Bogdanel. Thank you.
Consiliului Județean Bacău va depune o coroană de flori domnul vicepreședinte Gelu Panfil. Asociație filiale Cultul Eroilor Bacău depune o coroană de flori. O delegație compusă din domnul președinte Voicu Dănuț, domnul prim vicepreședinte Cristi Ioane și domnul Filică Muntean. Cașin depune o coroană de flori domnul Cătălin Gabriel Dima și domnul Rusu Liv.
partea nepoților sub locotenentului erou Gheorghe Turturică. Depun o coroană de flori, nepotul Ion Turturică, Maria Reileanu și Dorina Roman. Gimnaziale numărul 1 Bravăi, depun o coroană de flori elevii, doamna director Renate Viorica, doamna profesoară Lucia Rusu. Deputaților, domnul deputat Costel Neculai Dunava și din partea primarului Comunei Buravăi. Ca în fiecare an să-l pomenim așa cum se cuvine, pentru că acest monument din spatele nostru va fi acreditat de către Ministerul Apărării Naționale, Oficiul pentru Cultul Eroilor și va intra în lista monumentelor de război agreate și acceptate și autorizate de către stat. Mulțumesc colaboratorilor, mulțumesc Consiliul Local Buravăi, mulțumesc tuturor celor care ați fost prezenți și ați îndurat soarele ăsta arzător pentru un eveniment unic în România, și asta vă spun sigur, și pentru a comemora faptele de vitejie a celui care a fost sublocotenent, erou, Turturică Gheorghe. Hristos a înălțat!